Cei care aveți Biblia, vă invit să o deschidem împreună în această seară. Vechiul Testament, aș dori să mergem împreună în cartea lui Iosua și de acolo din capitolul 3 aș dori să citesc câteva versete. Capitolul 3 din cartea lui Iosua. Iată ce spune aici Biblia. Primele 5 versete, capitolul 3 din Iosua. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Și versetul 5 spune, Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Mă bucur să fiu în casa Domnului în această seară și vă invit pentru câteva minute să reflectăm la acest cuvânt. Mă gândeam zilele acestea, am tot citit acest pasaj, de fapt de vreo 2 săptămâni îl tot citesc și mă gândesc că el reflectă atât de fidel realitatea multor credincioși din generația noastră. Vreau să vă vorbesc despre drumul din pustiu spre promisiunea lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, veți ști că acest moment pe care îl înregistrează aici Biblia și, de fapt, trebuia să citesc tot capitolul 3 ca să dau tot contextul, dar pentru cei care citiți Biblia și știți, veți înțelege că momentul acesta este momentul înaintea intrării în țara promisă. Poporul lui Dumnezeu, după o robie de mai bine de 4 secole în țara Egiptului, este scos de Dumnezeu în mod miraculos. De acolo, de sub apăsarea egiptenilor, și Dumnezeu le promite o țară în care avea să curgă laptele și mierea, țara Canaanului. În mod normal, drumul dintre Gosen, din zona Gosenului în Egipt, unde erau poporul lui Dumnezeu și țara Canaanului ar fi trebuit să dureze până în maxim 2 săptămâni. 11, 12 zile, 15 zile, o lună de zile. Însă, dacă știm ceea ce spune Biblia și sunt convins de acest lucru, drumul a durat 40 de ani. Și mă uit la acest pasaj, mă uit la poporul lui Dumnezeu din vremea aceea, mă uit la noi ca și creștine acestei generații, și am uneori sentimentul că unele din greșelile pe care le-au făcut evreii de atunci le repetăm și noi. Și aș vrea să analizăm puțin acest text, am câteva gânduri din el pe care aș vrea să le aduc în fața voastră ca să identificăm câteva lucruri care trebuiesc înțelese ca să putem să ieșim din ceea ce pentru mulți, chiar în această vreme, este un pustiu. Și să intrăm în promisiunea lui Dumnezeu. Știți că Biblia este plină de făgăduințe și de promisiuni ale lui Dumnezeu. Și totuși mă uit la această generație, mă uit la noi ca și creștini și adesea atât de puțin din ceea ce promite Dumnezeu în Biblie, atât de puțin din ceea ce vedem în Biblie, de fapt, se împlinește în viețile noastre. Și mă întreb de ce. Doamne, de ce ai făcut atâtea promisiuni în Biblie și noi avem, practic, parte de atât de puțin dintre ele, atât de puține dintre ele? Aș vrea să ne uităm, așa cum am spus, în pasajul acesta și când sunt câteva lucruri extraordinare pe care dacă le vom lua, le vom filtra prin inima și mintea noastră, cred că ne vor ajuta să înțelegem câteva lucruri. Haideți să vă recitesc primele 2 versete. Deci poporul se află la intrarea în țara promisă, în Canaan. Îi mai desparte de tărâmul făgăduinței doar râul Iordan.
Nu erau frontiere atunci, nu erau pașapoarte, nu erau verificări de niciun soi, era doar un râu care trebuia trecut. După 40 de ani de umblat în pustietate, după 40 de ani de pelerinaj, la un drum care ar fi trebuit să dureze infinit mai puțin, poporul este în sfârșit, înainte de a intra în promisiune. Și acesta este textul. Spune Biblia, Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim, este o localitate aproape de granița cu țara Canaanului. Zice, cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan, sunt aproape de a trece. Iordanul este singura barieră, dacă vreți, în calea lor, în a intra în țara promisă. Zice, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. Și versetul 2, după 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără. Vreau să vă spun, dragii mei creștini, că lumea în care trăim noi nu are nevoie de o nouă definiție a ce este creștinismul, dar are nevoie acută de o demonstrație a adevăratului creștinism. Nu poți demonstra adevăratul creștinism până ce nu înveți ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Cred că lumea care ne privește are nevoie să-i demonstrăm, nu că suntem pentecostali sau baptiști sau creștini după Evanghelie. Detaliile astea ulterior. Lumea care ne privește spune, noi, voi sunteți creștini, vreau să văd ceva, o demonstrație a faptului că sunteți altfel. Poporul ajunge aici, după 40 de ani, timp în care s-au învârtit în jurul pustietății și este gata să treacă. Și știți ce le spune Dumnezeu? Am înțeles că rămân acolo peste noapte, dar de multe ori citind versetul 2 îmi dau seama că nu au stat doar acea noapte, ci zice după 3 zile. După ce 40 de ani s-au învârtit fără să ajungă unde trebuiau să meargă, după ce 40 de ani au așteptat într-o măsură mai mare sau mai mică promisiunea lui Dumnezeu, în sfârșit când ajung aproape să intre în țara promisă, Dumnezeu le zice, mai așteptăm. Și aici înțeleg un prim lucru pentru noi. A fost valabil pentru ei, e valabil și pentru noi. Și anume, dacă vrei să ajungi din pustiul vieții tale în promisiunea lui Dumnezeu, trebuie să faci un lucru. Și anume, nu vei înțelege ce face Dumnezeu până când nu te oprești din ce faci tu. E foarte simplu. Până nu te oprești din ce faci tu, nu vei putea să înțelegi ce vrea să facă Dumnezeu. Poporul s-a învârtit 40 de ani, literalmente. 40 de ani s-au plimbat în cerc pentru un drum care trebuia să dureze, să zicem, și 40 de zile. Dacă vrei să înțelegi ce face Dumnezeu sau ce vrea să facă Dumnezeu în viața ta, trebuie să te oprești din ce faci tu. Și acesta este mesajul meu pentru voi, pentru mine, pentru generația noastră. Ca să vezi puterea lui Dumnezeu la lucru, trebuie să te oprești. Suntem generația vitezei. Viteză la tot. De la mașini până la rezolvarea problemelor. Totul trebuie să fie în viteză și din mers. Vă întreb, dragi creștini, mai avem timp să ne oprim? Mai avem timp să stăm? Câți dintre noi suntem gata să mai tragem frâna de mână și să ne oprim? Și să ne ducem în cămăruța noastră cu Dumnezeu, că asta înseamnă să te oprești. Credeți că Dumnezeu a vrut ca noi să ne ascundem în cămăruțe? Dumnezeu ne zice în esență, trebuie să te duci în cămăruța ta, că acolo sigur te oprești. Acolo nu mai ai iureșul la ceea ce se întâmplă, viteza ceea ce se întâmplă. Nu se poate ca și creștini să facem lucrurile din mers. Dumnezeu le spune evreilor, ați mers destul 40 de ani și n-ați ajuns nicăieri. E timpul să vă opriți. O să vedem imediat de ce le spune să se oprească. Și vreau să vă spun de ce trebuie să ne oprim și noi. Nu se poate să facem lucrurile din mers. Ne-am obișnuit cu această mentalitate a pustiului. Poporul s-a obișnuit ca 40 de ani să se învârtă în mod constant în jurul acelorași locuri. Mă miră, mă uimește că au continuat să meargă cu efort, cu trudă, cu sacrificii. Mergeau,
ca mai apoi să se trezească exact de unde au plecat. Nu aveți uneori sentimentul că și în viața voastră de credință vă învârtiți pe loc, vă învârtiți în cerc. Te pui efort, încerci să mergi, încerci să parcurgi ceva și după mult efort te trezești că ești exact de unde ai plecat. Se plimbau de 40 de ani fără să vadă ieșirea. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, frați, stimate surori. Oprirea e necesară. Vă invit în această seară la un moment de reflecție. Pentru că atunci când te oprești, ai timp să gândești, ai timp de reflecție. E nevoie de acel moment de răgaz. Dar de ce trebuie să te oprești? Că o să zică cineva, păi în lumea asta atât de mișcătoare, eu să mă opresc. Păi dacă mă opresc, trec toți pe lângă mine. Posibil, probabil, dar când e vorba de Dumnezeu, nu faci nicio greșeală. Când trebuie să te oprești? De ce e important? Și care sunt câteva momente? Pot să vă dau măcar două sau trei exemple de momente în care noi trebuie să ne oprim ca și credincioși și să reflectăm cu Dumnezeu. 1. Trebuie să te oprești când îți merge bine și crezi că nimic nu poate să-ți facă rău. E timp să te oprești. Când totul îți merge din plin, parcă toate sunt așezate, e prea frumos ca să fie adevărat, dar ți se întâmplă. Totul e bine, sănătos, tun, munca binecuvântată, familie, biserică, parcă nu mai știi de bine. Te lovește binele și când vrei și când nu vrei. Dacă asta ți se întâmplă, dragul meu, oprește-te, cum ai fost unul în Scriptură care a pățit asta. Știți cum? Nu ne spune Biblia cum îl chema. Biblia îi zice omul căruia, bogatul căruia i-a rodit țarina. Citiți acasă, e fascinant pasajul, extraordinar. Omul care avea hambarul plin și sufletul gol. E omul generației noastre. Și într-o zi, zice Biblia, era bogat când i-a rodit țarina. Statutul lui a fost de la bogat la și mai bogat. Și zice Biblia că într-o zi, omul ăsta s-a uitat la tot ceea ce a produs câmpul lui și a zis, voi dărâma depozitele și îmi construiesc altele pentru că sunt mai bogat decât am fost. Bogat era deja. Și știți ce a zis el? Am totuși o idee. De acum voi mânca, voi bea, mă voi veseli, că altă treabă n-am. Vă pun o întrebare. Ce credeți că făcea el până atunci? Sunt aproape sigur că făcea exact același lucru. Și Dumnezeu vine la el, el stă de vorbă cu conștiința lui. Nu vorbește cu nimeni decât cu conștiința lui. Și vine Dumnezeu la el și îi spune, nebunule, e timpul să te oprești. Adică, nebunule, era bine să te oprești, dar acum e cam târziu. Acum o să te oprească altceva. Și spune Biblia, știți pasajul, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Când trebuia să se oprească omul ăsta, când și-o dat seama că îi mergea bine. Nu vă dați seama că omul ăsta, în cuvintele lui, de fapt, el spune că face același lucru pe care l-a făcut înainte. E aceeași piruetă fără sfârșit a plăcerilor, pe care în sfârșit când ajungi să ți le împlinești, nu te mai satisfac. Și singura ta șansă e să o iei de la capăt. Deja sunt bogat, deja m-am distrat, deja mi-am satisfăcut toate plăcerile, dar nu mă mai satisfac și acum când am hambarul și mai plin decât a fost, o să continui să fac ce am făcut pentru că nu m-a satisfăcut acum și nu mă va satisface nici mâine. Pentru că asta înseamnă să te plimbi în jurul aceluiași lucru. Este pirueta nebună a lumii. A fost nebun nu pentru că a fost bogat, nu mă înțelegeți greșit. A fost nebun nu pentru că a vrut să-și dărâme hambarul vechi și să-și construiască altul nou. A fost nebun nu pentru că a constatat că îi merge mai bine decât înainte. A fost nebun pentru că a avut ocazia să se oprească și să reflecte. Și n-a făcut-o. Dragilor, e bine să te oprești când îți merge bine. Și ai sentimentul că absolut nimic rău nu ți se poate întâmpla. Tot alții mor, tot alții se îmbolnăvesc de cancer, tot alții au accidente, tot alții pățesc, dar eu nu pățesc, că eu n-am cum. În monologul lui răiasă ceva, da?
Asta e primul moment când trebuie să te oprești. Mai e un moment, cel puțin. Ziceam vreo două, trei. Zic trei. Trebuie să te oprești nu doar când îți merge bine și ai sentimentul că n-are cum să-ți meargă rău. Trebuie să te oprești și când îți merge rău. Și ai curajul să recunoști că acțiunile tale te-au dus acolo unde ești. E unul Scriptură. Erau doi frați la tatăl lor. I se zice fiul risipitor. Ăsta s-a oprit. Dar nu că îi mergea bine, ci că îi mergea rău. Și într-o zi, în timp ce stătea cu turmele de porci, și tare ar fi vrut să mănânce ce mănâncă porcii. Întotdeauna am stat și m-am gândit, ați văzut vreodată cum mănâncă porcii? Și ce mănâncă porcii? Și fără să intru în detalii, să ajungi să te gândești, aș mânca din ce mănâncă porcul ăsta, dar nici aia nu pot mânca. Și zice Biblia că și-a venit în fire. Și ce-a făcut? S-a oprit. Zice, stai un pic. Stai un pic. Că argații tatălui meu, slujitorii lui, ăștia au belșug de pâine. Și stau aici la negocieri cu porcul. Îmi dai și mie un pic. O jumătate de porție. S-a oprit. Dragul meu, când îți merge rău, și ai curajul să recunoști că tu ești în spatele acțiunilor tale, e bine să te oprești. Că încă nu-i târziu. Ăsta au făcut greșeli. Ați auzit, sunt sigur, mult mai mulți predicatori, mult mai titrați decât mine, care vor predica despre fiul risipitor. Tatăl avea doi fii, amândoi erau risipitori. Amândoi erau pierduți, doar că unul nu știa că e pierdut. Și ăsta micul, când a venit la taică-su și a zis, dăm partea mea de moștenire conform culturii ebraice, copiii intrau în posesia moștenirii averii părinților când părinții erau morți, în mod special a tatălui. Și când îi cere banii tatălui, în esență, tânărul ăsta îi zice, dăm banii pentru că tu nu mai valorezi nimic pentru mine, tu ești mort pentru mine. Și zice, așa au plecat în lume. Dar partea lui bună a fost că și-a venit în fire, adică s-a oprit. Ești aici în această seară și îți merge rău. Și tot încerca să dai vina pe alții. De la păstor până la eu știu cine. Ai curajul să te oprești și să spui, îmi merge rău, pentru că ce-și face omul cu mâna lui se numește lucru manual. Avem curajul ăsta. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu ce face, oprește-te din ce faci tu. E simplu. Asta l-a zis Dumnezeu. V-am văzut ce ați făcut voi 40 de ani. V-ați tot învârtit în jurul muntelui. În Deuteronom, chiar în primul capitol, cred că e acolo un verset în care zice Dumnezeu, ați locuit destul în jurul muntelui Horeb. Plecați odată. Vă tot învârtiți aici. Destui ani ați stat pe aici, nu? Vreți să mergeți altundeva. Când trebuie să te oprești? Când îți merge bine și treci cu sentimentul că nimic nu te poate dobori. Dar multe te pot oborâ. Doi, trebuie să te oprești când îți merge rău și să ai curajul să recunoști că ești responsabil pentru acțiunile tale și să ți le asumi, pentru că fiul care a venit acasă și-a asumat. Știți ce a zis? S-a oprit. E fantastic pasajul ăla, se oprește. Și zice, mă voi duce acasă, îmi asum orice mi se întâmplă. Dacă mă gonește, voi pleca. Dar mă duc acasă. Și știți cum l-a primit tatăl. Și mai e un moment când trebuie să te oprești. Și asta iar ne privește pe toți. Când ai promisiunile lui Dumnezeu, dar continui să crezi poveștile oamenilor. Ori ajuns aproape de intrare în Canaan, nu-i prima oară când a ajuns, mai fost odată. La Cades Barnea, zice Biblia că Moise o trimis 12 iscoade și le-a zis, mergeți și iscodiți țara. Spioni, da? Poate careva din tine nu știe ce înseamnă cuvântul iscoadă. Spioni, mergeți și vedeți țara. Din fiecare seminție câte unul și-au venit înapoi după 40 de zile și-au zis, totu-i cum a zis Dumnezeu. Asta au zis toți 12 la unison. Doar 10 ori zis, ei, cum o zis Dumnezeu, dar stați un pic că vă zic și vă zicem și noi, partea noastră. Ăștia ne mănâncă. Frigărui ne fac. La grătar, așa, la proțap ne mănâncă. 10 din 12.
Singurii care au zis că e așa cum a zis Dumnezeu și vom intra în stăpânirea țării, exact cum a zis Dumnezeu, au fost Iosua și Caleb. Doi aveau un mesaj, 10 aveau altul. Știți că asta este generația noastră. Mentalitatea de sclav a omului liber. Lui Dumnezeu i-a trebuit o singură noapte să-i scoată din Egipt. Dar nu au ajuns 40 de ani să scoată Egiptul din ei. Am sentimentul că suntem exact acolo. 10 ori zis, ei, cum a zis Dumnezeu? Dumnezeu a avut dreptate, doar că noi zicem că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt pentru noi. 2 ori zis, oameni buni, să mergem și vom avea biruință. Știți ce au făcut Biblia? Citiți, cred că în numer 14 este ce vă spun eu, citiți voi acasă. Zice Biblia că noaptea poporul a plâns, s-a orbocit și a zis, vom ajunge să ne mănânce. Vă dați seama ce scenarii, ne vor mânca ăștia. Când ajungem acolo, pe unii ne mănâncă de dimineață, pe alții la prânz și pe ceilalți rămași o să ne mănânce la cină și gata, ori termina cu noi. Ori plâns, ori bocit. Știți de ce? Pentru că deși ai promisiunile lui Dumnezeu, poți să continui să trăiești după poveștile oamenilor. Și asta e generația noastră. Ai făgăduințele lui Dumnezeu. Pe toată ziua suntem cu capul în știri. Totdeauna o se întâmplă ceva. La iarnă o fi cea mai grea iarnă. Timpul ni se spunea, iarna asta, ce iarnă avem, dragii mei? Ce iarnă avem? Nici nu mai vedem zăpada. Mai știu cum arată zăpada. Eram copil, scoteam sania iarna. Acum scoți pantalonii scurți iarna. Și zici, mă, oare vine și frigul? Când începe iarna? Da? Ce înseamnă să ai promisiunile lui Dumnezeu să continui să crezi poveștile oamenilor? Și citiți mai departe. Ori plâns toată noaptea, ori bocit și ori tras o concluzie. Hai să ne alegem alt conducător, așa au zis ei. Dar nu ca să cucerim Canaanul. Cine știe? Ci să mergem înapoi, în Egipt. Incredibil, da? 40 de ani de mentalitatea pustiului. Știți că noi, ca și creștinii acestei generații, am adoptat de multe ori această mentalitate. Avem promisiunile lui Dumnezeu, dar ne cramponăm și trăim după poveștile oamenilor. De ce? Pentru că prea mulți creștini acestei generații trăiesc în tot felul de robii. Asta e robia, sclavia omului liber. Dumnezeu te-a mântuit din păcat, dar tu continui să te lupți cu aceleași lucruri. Dumnezeu ți-a oferit o viață nouă, dar tu nu reușești să te rupi de ce-a fost vechi. Trăim robiți de tradiții. Și avem atâtea tradiții în bisericile noastre. Și ne încăpățânăm să o numim vechea credință. Dragii mei, Biblia asta ne cheamă să mergem pe calea îngustă, da? Știți asta? Nu să avem o gândire îngustă. Sunt două chestii complet diferite. Să mergi pe calea îngustă e calea trasată de Hristos. Parametrii lui Hristos. Dar calea îngustă o confundăm cu gândirea îngustă. Și pentru că nu știm cum e calea îngustă, e mai simplu să avem o gândire îngustă. Robiți de tradiții. Alții trăiesc robiți de tot felul de mituri și învățături care nu-și găsesc nicăieri realitatea în Scriptură. Alții trăiesc robiți de plăceri. Și plăcerile te fac să te învârți în același cerc vicios din care nu poți ieși. Alții trăiesc robiți de păcate. Și-au pus stăpânire pe tine și n-ai curajul să te oprești. Și să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu. Las că de mâine mă pocăiesc, de mâine mă las. Dar de unde? Și evreii ori zis, poate mâine ajungem. Ori trecut 40 de ani, au murit toată generația care a ieșit din Egipt. 600 de mii plus de oameni au murit. Ca și au zis Dumnezeu, m-am scârbit. M-am scârbit de voi. Am jurat în mânia mea, spune Dumnezeu, că nu veți intra în odihna mea. Și într-adevăr, din toți cei care au ieșit din pustietate, din Egipt și ori trecut pustiul, în 40 de ani toată generația a murit și cei care stăteau acum la granița cu Iordanul era o nouă generație. Din garnitura veche era Iosua și Caleb. Era o garnitură nouă, tineri născuți în pustie. Credeți că au învățat ceva? Da, de unde? Aceleași apucături ca și părinților. Aceleași lucruri. Pentru că asta e mentalitatea pustiului care te ține rob deși tu ești liber.
În Hristos ești liber. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Dar noi aducem tot ce-i din urmă și trăim cu trecutul nostru care ne tot chinuie. Știți ce zicea Pavel galatenilor? Mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi. A fost o biserică aproape de inima lui. Citiți Galateni, capitolul 4. Mă tem. De ce te tem, Pavele? Că m-am ostenit degeaba. Asta pentru că trăim cu tablele legii în mână și cu crucea doar în cap. La nivelul minții, crucea, unde e mai accesibilă, tablele. Și legea o ținem în mână și crucea în minte. Și atunci se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, da? Deci nu uitați. Nu poți să înțelegi ce face Dumnezeu până nu te oprești din ce faci tu. Versetele 3 și 4, ascultați ce zice, le zice Dumnezeu. După 3 zile de stat pe loc, Dumnezeu le zice, căpetenile oasei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Când veți vedea chivotul, atunci să porniți. Dar, atenție, zice Dumnezeu, versetul 4, între voi și el, între voi și chivot, să fie o distanță de 2000 de coți și să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Al doilea lucru la care vreau să ne oprim în această seară e foarte simplu. Da, dacă vrei să vezi ce face Dumnezeu, oprește-te din ce faci tu. Doi, dacă primești o șansă nouă de la Dumnezeu, nu mai repeta greșelile vechi. Când Dumnezeu îți dă o șansă nouă, nu mai repeta greșelile vechi. Știți ce le zice Dumnezeu? De data asta, după 40 de ani de pribegie, efort, Dumnezeu vorbește încă o dată acestui popor îndărătnic, acestui popor încăpățânat, mereu potrivnic, mereu împotriva tot ceea ce vrea Dumnezeu. Le dă, după 40 de ani de eșec, de încercări nereușite, le mai dă o șansă nouă. Și știți ce zice Dumnezeu? De data asta, mergeți când merge chivotul. Pentru că 40 de ani ați mers când ați vrut voi. Și v-ați învârtit în cerc și n-ați ajuns nicăieri. Când Dumnezeu îți dă o șansă nouă, frate și soră, nu mai repeta vechile greșeli pe care le-ai făcut. Ia-o de la capăt. Dumnezeu s-a uitat la această generație, pentru că El e așa de bun. Știți că dragostea lui Dumnezeu e mai mare decât eșecul meu și eșecul tău. Și dacă un lucru îmi dă speranță în această seară, și cred că există speranță pentru generația noastră, este că dragostea lui Dumnezeu e mai mare ca eșecul nostru. Dumnezeu se uită după peste un popor care literalmente era născut în pustie. Un popor care a văzut tot ce a făcut Dumnezeu și le spune în esență, vă dau o șansă nouă. Ați încercat 40 de ani fără să ajungeți nicăieri. N-ați vrea de data asta să facem altceva. Doar că nu mai repetați ce ați făcut înainte. Când veți vedea chivotul mergând, purtat, știți ce era chivotul, da? Era o ladă din lemn de salcâm poleit cu aur. Avea un capac din aur bătut care simboliza doi heruvim cu aripile deschise. Era piesa centrală a închinării evreilor. Era în cortul întâlnirii în Sfânta Sfintelor. Adăpostea slava lui Dumnezeu și în cutia aceasta, în lada asta, relativ mică, erau tablele legii. Pentru că poporul trebuia să știe că Dumnezeu le-a dat o lege, era acolo vasul cu mană ca niciunul din generațiile ce aveau să vină să nu uite că Dumnezeu le-a dat pâine din cer și era toiagul lui Aron care înfrunzise și copsese migdale, un simbol a faptului că Dumnezeu rămâne credincios chiar și când tu nu mai ești credincios. Cât de adevărat pentru poporul acela. Și zice Dumnezeu, când veți vedea chivotul care adăposește în esență prezența lui Dumnezeu mergând, atunci să plecați. Nu înainte, nu după, atunci. Și stați la distanță de El. De ce? Pentru că acolo e prezența lui Dumnezeu. Stați la o distanță de 5-600 de metri, că unul e prezența lui Dumnezeu acolo, doi, pentru că toți trebuie să vadă chivotul. Pentru că prezența lui Dumnezeu nu e pentru un grup select, e pentru toți. Dumnezeu a zis, uitați-vă bine,
Când veți vedea chivotul că merge, atunci mergeți și voi. Nu mai repetați greșelile generației trecute. Ce înseamnă să înțelegi lucrul ăsta foarte simplu? Învață să pornești când merge și Dumnezeu. Asta înseamnă lasă-L pe El înainte. E greu. Știți de ce e greu? Că asta presupune ascultare. E mai fain să plec când vreau eu și să stau când vreau eu. Dumnezeu le zice, nu repetați ce au făcut părinții voștri. Când vedeți chivotul că merge, mergeți și voi. Învață să pornești și să mergi când merge Dumnezeu. Vor fi momente în viața ta când Dumnezeu zice, stai pe loc și stai pe loc atunci. Dar când Dumnezeu zice, ridică-te și pleacă, mergi după El. Asta înseamnă să te călăuzească Dumnezeu. Doi, învață să-L urmezi pe Dumnezeu oricând, însă nu oricum. Le-a zis, când veți vedea chivotul, stați la o distanță suficient de mare de el. Regulile după care îl urmezi pe Dumnezeu nu sunt trasate de oameni, ci sunt trasate de Dumnezeu. Așa a zis Dumnezeu. Chivotul trebuia purtat pe umeri. Avea niște inele la fiecare dintre cele patru colțuri superioare unde intrau doi drugi de lemn. Și Dumnezeu le-a zis evreilor, va fi purtat pe umeri. De către leviți, nu de alții, doar din seminția lui Levi. Nu pus pe un car, așa cum au încercat alții să o facă, trebuia purtat pe umeri, pentru că relația cu Dumnezeu e personală. Este o chestiune de persoană, tu și Dumnezeu, El și cu tine. Și mai ceva, călăuzirea înseamnă să ai curajul să mergi pe unde n-ai mai fost. Îmi place așa de mult ar fi de spus. Zice aici, El vă va arăta drumul, El vă va călăuzi, drumul pe care trebuie să-L urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Călăuzirea înseamnă să ai curajul să mergi pe unde n-ai mai fost. Asta înseamnă călăuzire. Suntem pentecostali, zicem că Dumnezeu ne călăuzește. Apoi când te călăuzește Dumnezeu, trebuie să ai curajul să mergi pe unde n-ai mai fost. Și mai un lucru vreau să-L spun și închei. Cum ajungi din pustie în promisiunea lui Dumnezeu? Trebuie să înțelegi. Am spus în primul rând că până nu te oprești din ce faci tu, nu poți să vezi ce face Dumnezeu. Am spus în al doilea rând, odată ce Dumnezeu îți dă o șansă nouă, să nu repeți greșelile vechi. Și mai e o parte foarte interesantă aici, versetul 5, îmi place foarte mult. Ascultați, după ce le dă toate instrucțiunile, Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Al treilea lucru la care vreau să reflectați este că nu poți vedea minunea de mâine dacă astăzi nu faci nimic. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu mâine făcând ceva în viața ta? E timpul să faci ceva astăzi. Noi suntem oamenii zilei de mâine. Sau zilei de ieri. La trecutul-ți mare, zicea Eminescu, mare ce? Prezent? Nu, noi prezentul l-am ratat totdeauna. Este un sport național. Ori suntem în spate, ori suntem prea în față. Parcă niciodată nu suntem aliniați. Sfințiți-vă astăzi ca mâine să vedeți minuni. Dragii mei, nu vei vedea minunea de mâine în viața ta dacă astăzi nu ești gata să faci ceva. Promisiunea lui Dumnezeu e condiționată întotdeauna de angajamentul tău și de angajamentul meu. Altfel spus, nu vei putea ieși din pustiul vieții tale cât timp nu ești gata să renunți la ceva. Sfințiți-vă astăzi! Da? De ce ne e greu să ne sfințim astăzi? Ca să vedem ce face Dumnezeu mâine. Să nu mă înțelegeți greșit, Dumnezeu nu ține de ce fac eu. Dumnezeu îmi zice, sfințește-te astăzi ca mâine să ai parte de minuni, nu pentru că El nu poate face nimic dacă eu nu fac ceva. Greșit. Nu, El poate face orice. Problema este că eu nu voi vedea nimic în viața mea până când nu fac eu ceva astăzi. Degeaba aștept mâine. Ne-am obișnuit. De ce ne e greu să facem asta? Trăim, știți de ce e greu? Pentru că trăim cu impresia că Dumnezeu va face totul, iar noi nu trebuie să facem nimic. An de zile ni s-a predicat de la anvoane și încă se predică că Dumnezeu face totul.
Iar tu nu trebuie să faci nimic. Tu doar trebuie să stai cât de confortabil poți și să aștepți. Că Dumnezeu e treaba Lui. E adevărat. Mântuirea a câștigat-o pentru noi. A făcut-o pe deplin pentru noi. Nu poți plăti pentru ea. E darul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu. Dar pot să vă duc cu gândul și cu citirea un pic în 2 Petru. Un pasaj foarte interesant. 2 Petru, capitolul 1. Voi citi de la versetul 3 până la versetul 9. E un pasaj mai lung. Vreau să aveți un pic răbdare să vi le citesc. E un pasaj fantastic. Ascultați ce zice Petru. Zice, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Zice Petru, Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viața spirituală, existența noastră spirituală. E 100% asigurată. Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat spre slava și puterea lui. Prin el, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Promisiunile lui, da? Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Pofte. Și acum, ascultați, începând cu versetul 5. De aceea, de ce? De ce, Petre? De aceea, pentru că Dumnezeu ți-a dat totul, absolut totul ce-ți trebuie pentru binele, existența și prosperitatea ta spirituală, pentru că Dumnezeu a făcut tot ce a ținut de El, de aceea și noi, relaxați, fără stres. Nu. Dați-vă și voi toate silințele. În original, în greacă, faceți tot ceea ce atârnă de voi. De ce? Ce trebuie să fac eu? Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și ascultați, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, care? E o listă lungă, aceste lucruri pe care vi le-am citit. Ele nu vă vor lăsa nici să fiți leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine n-are aceste lucruri, să stea liniștit că Dumnezeu le face pe toate. Dar cine n-are aceste lucruri, e orb, umblă cu ochii închiși și fără să completezi Biblia, se învârte în jurul proprii lui axe și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De ce ne este greu? Așadar, am spus, de ce ne este greu să ne sfințim astăzi ca să vedem ce face Dumnezeu mâine? Ne-am obișnuit. Trăim cu impresia că Dumnezeu face totul, iar noi nu avem nicio responsabilitate. Mai e un motiv. Trăim cu impresia că dragostea lui Dumnezeu e un cec alb pentru ca să trăim cum vrem noi. Asta au făcut și evrei. Știți că dragostea lui Dumnezeu este în echilibru perfect cu dreptatea lui. Dumnezeu te iubește, dar dreptatea lui e în echilibru perfect cu dragostea lui. Și știți ce spune Tit? Căci harul care ne-a fost dat, ne învață că putem face ce vrem noi, nu? Ne învață să o rupem. Și noi știm cu ce trebuie să o rupem. Da? Cu lucrurile rele, harul ne învață. Și mai ceva. Și cu asta închei. Și vreau să ne rugăm. Trăim cu impresia că e destul ca Dumnezeu să fie în tabără. Trăim cu impresia ca evrei, e suficient că Dumnezeu e prezent în tabără, chiar dacă noi, e chiar dacă e absent din viețile noastre. Pot să vă spun doar atât. Este paradoxul existenței creștine. Ne mulțumim că Dumnezeu e prezent în biserică, chiar dacă e absent din viețile noastre. Las că mergem la biserică, El e pe acolo. El cu ale Lui, eu cu ale mele. Și atunci când ai necaz, dai de ceasul morții să-ți vorbească Dumnezeu. Dar nu știi cum. Suni prorocul, ce-ți spune, vorbești cu câte un frate, vii la biserică, ungere, rugăciuni. Știi de ce? Că te-ai obișnuit și trăiești cu impresia că e destul ca Dumnezeu să fie în tabără, chiar dacă e absent din viața ta. 40 de ani, 24 de ore pe zi, evreii l-au avut pe Dumnezeu în tabără. Ziua sub formă unui sâlb de nor, noaptea
sub formă unui stâlp de foc. Lasă-l pe Dumnezeu, e pe acolo și el. Mă uit la o generație de creștini care pierde în biserică. Murim în biserică. Dumnezeu e aici, lângă noi, prezent în biserică, dar absent din viețile noastre. Și ne place așa. Lasă-l pe el cu ale lui și noi cu ale noastre. Știți când s-au rugat evreii? Când au dat de greu. Nu mai avem apă, au strigat lui Moise. Ce-o vă cu Moise? O strigat la Dumnezeu. O atins stânca, i-o vorbit, o lovit-o. Nu mai avem carne. Ne-a scârbit de mană, toată ziua numai mană, 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 mai vrem și noi o diversificare a meniului. Știți când o striga Samson și s-a rugat? De fapt nici nu s-a rugat. Doamne, pier, fă să curgă apă. Trăim cu impresia că e destul, că Dumnezeu e prezent în tabără, dar absent din viața noastră. Aș vrea să vă provoc ceva, la ceva, dragii mei. Nu vă mulțumiți că Dumnezeu e prezent în biserică. Faceți-L Dumnezeul vieților voastre. E greu. E greu, că asta înseamnă responsabilitate. Las că vin la biserică. Știți ce a zis Nicolae Iorga? Unul dintre oamenii titrați ai românilor din secolul trecut. A spus aceste cuvinte. N-am cum să le uit. Le știți și voi. Oamenii l-au încuiat pe Dumnezeu în biserică ca să facă ce vor ei pe stradă. Și fără să-l completez pe Iorga, spun că și noi pocăiții îl lăsăm pe Dumnezeu la biserică. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu nu are treabă cu clădirea asta. Este o clădire foarte frumoasă și devine tot mai frumoasă. Dumnezeu vine aici, știți de ce? Că venim noi. Credeți că pe Dumnezeu îl găzduim pentru o noapte, că n-are unde dormi? Are nevoie și El de o clădire în care să doarmă? Nu. Dumnezeu ne-a așezat pe noi, noi suntem biserica. Dumnezeu vine într-un loc ca și acesta pentru că noi suntem aici. Dar Dumnezeu nu vrea să fie doar prezent într-un loc ca și acesta, El vrea să fie prezent în viețile noastre. Evreii n-au înțeles că nu-i destul că Dumnezeu e în tabără și îl văd ziua, îl văd noaptea. N-au înțeles că El trebuie să fie parte din viața lor. Și de-aia ți-e greu să te sfințești astăzi ca să vezi mâine minunea lui Dumnezeu, pentru că în mintea ta, în mintea multora, e acolo Dumnezeu, când am nevoie de El, e acolo. Așa ori știu și evreii. Avem o problemă, e Dumnezeu. Șerpii înfocați, au început să-i muște, e acolo Dumnezeu. Moise, du-te repede și întreabă. Ce trebuie să facem? Avem noi treabă cu Dumnezeu? Nu era mult mai bine să nu moară mii de oameni? Să se fi rugat înainte. Nu e mai bine să te rogi înainte, preventiv, să ai o relație bună cu Dumnezeu? Decât atunci când merge totul invers, să fugi disperat de la unul la altul, ce-ți vorbește Dumnezeu? Și închei cu, trebuie să vă zic și asta că e prea fain textul. Nu v-am citit, dar versetele 8 și 15 spun un lucru. Dați-mi voie să mai citesc, mai iau încă două minute. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului când vei ajunge, când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan, iar să se oprească. Și versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate marurile lui în timpul secerișului. Versetul 16. Apele care se coborau de sus s-au oprit. S-au înălțat grămadă la o depărtare, o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan, iar cele ce se coborau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Erihonului. Pot să vă mai spun doar ceva. Dacă vrei să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să ai curajul să tu uzi picioarele. Știți ce le-a zis Dumnezeu leviților? La trecerea Mării Roșii, Moise și-a întins toiagul, a suflat un vânt toată noaptea și dimineața s-a trezit că era drum. Aici le-a zis Dumnezeu, schimbăm un pic lucrurile. Dacă vrei să vezi minunea, trebuie să ai curajul să uzi picioarele. Dacă am un mesaj pentru voi în seara aceasta și simt să vă spun, că Duhul Sfânt e prezent și El vă vorbește mult mai bine decât știu eu să vă spun. Eu sunt prea bâlbuit și prea incapabil să vă spun, nu-mi găsesc cuvintele. Sunt unii dintre voi aici pe care Dumnezeu vă cheamă să vă înmuiați picioarele în apă. Că altfel nu se desparte Iordanul. Ai tot stat. Știți ca și femeia care avea vasul cu un de lemn. Zice prorocul,
Îi spune, du-te și adună vase. Cere vase de la vecinii tăi. Și când ai toate vasele, atunci începe să torni. Nu i-a zis, mă, stai și roagă-te pentru un de lemn, că nu se mulțește. Poți să te rogi pentru el cât vrei, că nu se întâmplă nimic. I-a zis prorocul, toarnă. Fă ceva, acțiune. Vrei să ai parte de promisiunea lui Dumnezeu? Ai curajul să-ți uzi picioarele. Să pășești. Și când zice Biblia, când preoții și-au rudat picioarele, câtă credință. Poate ăștia s-au fi gândit, mă, dar am auzit de la taică-miu, care a fost și el preot, că atunci când au trecut Marea Roșie, era deja uscat pe jos. Acum Dumnezeu îmi zice, ce, să-mi ud picioarele? Abia când au avut curajul să pășească în apă, zice Biblia, atunci s-au oprit apele. Și vreau să vă provoc în această seară și vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și ai venit cu nevoile tale, ai venit cu frământările tale, ești în pustia vieții tale și te învârți în gol. Te învârți de multă vreme și când în sfârșit ai crezut că ai ieșit, ești tot acolo de unde ai plecat. Oprește-te un pic. Oprește-te și stai de vorbă cu Dumnezeu. El este aici. Nu fă ca evrei, știi că e aici, dar El cu ale Lui, eu cu ale mele. Haideți să-L chemăm pe acest Dumnezeu care ne dă o șansă nouă și ne spune nu mai repeta vechile greșeli. N-ați vrea să plecăm acasă altfel de cum am venit în această seară. Haideți să stăm câteva minute în prezența Domnului și să ne vărsăm inima înaintea Lui. Și pentru unii dintre voi, Dumnezeu vă zice, trebuie să vă udați picioarele înainte ca să vedeți cum dispar apele. Hai să ne rugăm!